Aici, Velicu, București, România. S-a fost ora exactă. S-a zburlit părul pe numeroase persoane din cauza lui Madame Chiovesi. A turbat etelul de parcă i-a furat cineva laptopul cu filme porno. Așa, și ce treabă avem noi oamenii muncii cu ea? Chiovesi e bine, mersi. Are loc de muncă cu carte de muncă cu tot. Să duce să se angajeze procurator la Bruxelles. Și tetelul face spume, dar rămâne bău de șomer care fură bere din carfur. Că până la urmă hoții cei mari fură mai departe. Iar proștii cei mici rămân proști mai departe. Așa e împărțită dreptatea pe lumea asta. Am ajuns să mă cert eu cu prietenul meu, Tetelu, de la justiție. Ești normal, băi, frate. Nu mai putem vedea un film porno împreună, că nebunul vrea să se ducă la demonstrații. Mai bine să duce cu filmul porno în piața Victoriei. Nu se poate. Și farmacistele să ceartă tot de la Chioveși. Unele o susține, alea mai bătrâne o critică, nu-și mai vorbesc între ele, bă nene, a nebunit țara. Apropo de doamnele farmaciste, mi-a dat Dumnezeu noroc să nimeresc ca când una din cele mai tari farmacii și Atena din tot universul cunoscut. După părerea mea. Sunt foarte pricepute și dă pastile pentru orice. Am avut și niște intervenții chirurgicale foarte reușite în farmacie. Două nașteri naturale și vreo patru extracții de măsele. Astea le fac eu, că sunt singurul din farmacie care stă cu patentul și sprayul paralizant. Că sunt și anestezist la aceeași operație. Deci e foarte simplu. Ai dat pacientul mufă cu spray, el adorme pe loc, îi scos dinții fără să-l doare și ai rezolvat problema îi mai ieși portofelul din buzunar cât e a dormit. Că ăștia nu dă și pagă simțiți. Fără doctor Falși, fără cheltuieli suplimentare. Visul meu este însă să fac și o operație de sex anal. Deci mor când văd cazuri de-astea de medici falși. Noi băgăm în bolnav pastile, avem grijă de ei, ca cadă niște petunii să nu se ofilească, iar când ajunge în spital, vă care ăștia de doctor falși ne omoară clienții după ce le-a luat toți banii. E prea multă bagabonțeală și prea puțini oameni specialiști și competenți. Și întreb eu, dacă anticorupția asta a fost atât de bună până acum, de ce nu s-a ocupat ea decât cu politicieni sau bogătași? La săraci de ce nu s-a băgat anticorupție? Vreau să știu cât săraci ați văzut cercetați de DNA. La câți s-a confiscat averea? La câți li s-a făcut ascultare de telefoane și filaje? La niciunul. Dacă la bogați. Păi asta e dreptate, mă frate, asta e justiție care lucrează doar pentru bogați. Mă piș pe aia. Vrea și eu să mă vadă mama la DNA acolo, să zică, uite, mă a făcut și el ceva în viață. Eu nu înțeleg de ce nu ești oameni neutri în țara asta. Ca mine, așa. Nu mă interesează, nu votez, mă doare în cur. Dacă tot să înjură să ceartă, unde o să ajunge? La nebun, nu? Deci mai duceți-vă în gura mătii voi ăștia care ne spălat creierii cu justiția că e bună, că nu i bună Să să luptăm p***a mea i-a plătit pentru asta, să o facă bine și gata Că uite m-a și enervat și o să iau și calmantele și vina vitamina D care mi-a dat guvernul acum Nu puțin Două, A cât două iau De la guvern, acum le testăm și noi în farmacii înainte să le dăm la populație Extract de ochiul